Am o întrebare către pretorul sectorului Centru. Jurnaliștii Rise Moldova au publicat recent o investigație cu privire la concertul Vibe On. Printre partenerii principali este și o companie de tutungerie. Potrivit anchetei dumneavoastră și vicepretorul de centru, colegul dumneavoastră, aveți acțiuni în această firmă. Vă rog să ne confirmați sau infirmați această informație și, dacă aveți acțiuni în această afacere, să ne ziceți dacă nu credeți că e un conflict de interese să vă promovați afacerea în cadrul unui eveniment municipal. Haideți o să încerc pe rând, întrebări multe deodată au fost adresate. Dacă pe scurt nu merge vorba de o companie de tutungerii, ci merge vorba de niște magazine. Sunt fix două gherete. Pe partea a doua, primărie Municipiului Chișinău, pretura sectorului Centru, orice eveniment este deschisă spre colaborare cu orice agent economic. Iar compania de promovare, care a organizat concertul, nu stă pretur și organizează concertul, a făcut un apel către toți agenții economici care sunt deschiși pentru a participa la acest eveniment. Pe a treia parte, despre acționari și mai departe, sunt date deschise, niciodată nu le-am ascuns. Pe lângă primărie am dețin și afaceri legale din care se plătesc impozite, din aceeași anchetă se construiește la RISE, da? Din acea anchetă am aflat că avem și profituri, am și profituri pe unele companii. Niciodată nu m-am ascuns, ele toate sunt declarate și nu cred că există vreun conflict de interes aici. Iar pe partea companiei nu a fost promovat absolut deloc în cadrul evenimentului. Mi se pare că a fost o siglă pe un poster pentru contribuția care a avut o companie și a fost doar la nivel de campania de promovare. Vă rog să ne spuneți câți bani a investit pretura pentru acest concert. Eu pot să răspund mai târziu, acum n-am datele cu mine. Încă nu toate facturile au fost achitate. Acea companie de tutungerii a oferit cadouri participanților la concert? Dacă da, despre ce cadouri este vorba? Propun să întrebați administratorul acelei companii. Eu nu mă ocup de executiv acelei companii. Și ultima întrebare, de pe scena concertului ați spus, citez, să înceapă rap-ul și tutunul. Nu credeți că astfel promovați utilizarea produselor de tutun în rândul tinerilor și nu doar? Propun că a fost un slogan ironic a anchetei care a fost petrecută și mergea vorba de un festival de rap, unde probabil este la locul lui astfel de slogan, nu știu, acest stil.